Oltenii care vor să devină fermieri cu acte în regulă pot să se înscrie la cursuri. Aceștia pot învăța cum să-și deschidă o afacere în domeniul agricol, cum să scrie un proiect pentru accesarea fondurilor europene, dar și cum să-și gestioneze afacerea. Pe lângă promovarea PNDR-ului, tot ceea ce înseamnă sub măsurile care le putem accesa, vrem să informăm pe fermieri că au posibilitatea prin noi să se formeze profesional și aici putem spune că vom avea cursuri de lucrători în cultura plantelor și lucrători în comerț și alte domenii de activitate, dar pentru aceste cursuri fermierii vor primi un punctaj suplimentar și venim în sprijinul lor tocmai cu aceste cursuri pe care le vom desfășura chiar în localitățile de unde dânsii provin. Cei care vor dori să urmeze și alte cursuri pot solicita acest lucru, iar reprezentanții Centrului pentru Dezvoltare Rurală vor veni în comunele lor. În perioada următoare așteptăm beneficiarii măsurilor din PNDR și nu numai să se înscrie la programele de formare pe care le punem la dispoziția lor, respectiv cursuri de calificare în lucrători în cultura plantelor și lucrători în comerț, precum și cursuri de inițiere în competențe antreprenoriale și specializare ca inspector în domeniul sănătății și securității muncii. Obiectivul celor de la Centru pentru Dezvoltare Rurală Olt este acela de a face cunoscute sub măsurile din PNDR, dar și modalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile. De asemenea, venim la pachet și cu ceea ce înseamnă contabilitatea unui PFA pe agricultură. Vom avea specialiștii necesari care să ducă mai departe implementarea proiectelor din PNDR. Deci, mergem pe scriere de proiecte, întocmirea cererii de finanțare, formare profesională și îndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri cu ajutorul unei echipe de experți care va avea în componență și un compartiment de contabilitate. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, oltenii pot accesa fonduri nerambursabile pe diverse submăsuri. În mare parte, acestea vizează înființarea și dezvoltarea afacerilor din domeniul agricol.